Gadgeturile viitorului au putut fi admirate și testate la Noaptea Cercetătorilor Europeni, ediția 2019. Oamenii de știință au pregătit pentru public o zi plină de surprize uluitoare din domenii precum chimie, fizică, energie, îmbinându-le cu utilul, dar și cu arta. De exemplu, au fost prezente trei bobine Tesla, care au creat descărcări electrice pe ritmul unei melodii cântate la pian. Și a mai fost, printre multe altele, și o bicicletă statică, specială, care îți încarcă telefonul la fiecare pedalare. Este o manifestare care își dorește să promoveze știința și tehnologia în rândul tinerilor. Sunt foarte mulți copii prezenți aici care sper că vor îmbrățișa această carieră și ulterior să ajungă și cercetători într-unul din domeniile preferate. În această seară noi le-am pregătit peste 100 de experimente și activități. Vedeți că pe lângă standurile cu diverse experimente științifice și tehnice se află activitățile copii, jocuri de șac, de Scrabble și unul din jocurile inventate la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Touchball. Avem și brevet de invenție pentru acest joc. Și totodată am adăugat o componentă culturală în parcul universității, la punctul de informare turistică. Este prezentat un port cultural în care sunt oferite imagini cu satele bucovinene, cu monumentele principale aflate în zonă, fiind o activitate organizată de Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică în acea zonă care are și acest program de turism. Pe de altă parte, mai devreme ați văzut un proces simulat de către studenții de la Facultatea de Drept, în care, sigur, au fost prezentate diverse cazuri și, într-un final, rezolvate într-un anumit mod, sperăm că benefic. Pe de altă parte, avem experimentele științifice, vedeți, chimie distractivă, experimente legate de modul cum depistăm produsele alimentare false. Avem experimente din domeniul mecatronicii și mecanice, am avut mai devreme și drone care au circulat în spațiul de deasupra. Este un experiment nou legat de bobina Tesla. Văd că atrage foarte multă lume în această seară. Și sigur că Facultatea de Știința Calculatoarelor și Inginerie Economică are câteva standuri în care sunt promovate proiectele studenților din domeniul IT și proiectele cercetătorilor din acest domeniu. Este prezentă și Facultatea de Silvicultură cu diverse metode de datare a anumitelor, să zicem, bucăți de lemn. De altfel, ei vor fi implicați într-un proiect de datare a monumentelor istorice din zonă. De asemenea, Observatorul Astronomic în fiecare an oferă spectacole de planetariu gratuite. De acum încep observațiile astronomice, este turnul iluziilor, filme de științifice și astronomice în 3D și 2D prezentate în sălile observator. Noaptea Cercetătorilor Europeni se înscrie în seria acțiunilor Marie Sklodowska-Curie și își propune să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare.